Alegerea din 20 octombrie este acum una dintre temele principale ale discuțiilor în mai toate localitățile. Își pun întrebări toți, și susținătorii convinși ai parcursului european și cei care și-au pierdut încrederea în clasa politică. Echipa noastră de filmare a fost Raionul Hâncești să afle ce cred oamenii din partea locului despre alegerile prezidențiale și referendumul constituțional. Am ajuns și în Raionul Hâncești. Oamenii pe care i-am întrebat ce crede despre apropiatele alegeri și referendum spun că și-au clarificat deja opțiunile. Majoritatea consideră că integrarea în Uniunea Europeană este singura soluție, dar sunt și cetățeni pentru care Uniunea Europeană nu prezintă interes. Aceștia din urmă încă analizează situația. Nu doresc eu, nu. Deloc. Da. Am pierdut încrederea. Dar nu oștri. Nici pentru referendum nu veți vota? Nu. Nu, с евроинтеграцией не очень согласна, не очень. Сейчас там, я не хочу просто сейчас в политику входить, но нет. Евро, я не знаю, я бы... Хоть расскажите, почему нет? Ну, потому что там у них сейчас в Европе тоже бардак. Вот и все. Поэтому не хочу с Европой. Бардак. Но я геам фужит. Де громады. Și vrem să ne ieșim în altă grămadă. De atâta nu e normal. Libertatea e cea mai bună. Deci dumneavoastră sunteți rezervat la... Da. Așa e cum spun eu. Și e normal așa să fie. Aș spune mai multe, dar eu cred că n-asta le arătați. Eu sunt potrivă care se duc în Europa. De ce? Pentru că au lepădat toate idealurile noastre prelucrate. Unii oameni știu bine ce își doresc și ce așteptări au după scrutin. Eu să aleg Uniunea Europeană și pentru aceea că să fim în Europa, că acolo e o situație cu mult mai puternică decât în zona rusească. În zona rusească e strașnic. E strașnic și arată ei și pe Moscova, pe sub Moscova, asta arată că e foarte. Dar acolo eu am fost în fund, unde se duc la un viceu, o mahală întreagă. Care sunt așteptările dumneavoastră după aceste scrutine? Eu s-o cot că a să fie bine, nu a să fie într-o zi, două, trebuie să treacă ani, dar să fie bine. Noi suntem în Europa și vrem cu totul să fim în Europa, așa că tot a să fie bine, pentru copii mai ales. Noi am trecut, eu știu și dumneavoastră tot știe cum s-a trecut viața noastră și cu foamea și cu războiul. Copiii noștri s-au dus toți în Europa, trăiesc bine. Dacă să rămânem înspre Rusia, nu-i civilizație. Eu am lucrat la Rușmu. Acolo beții, bătăi, în afară de asta nu vezi nimic. În Europa nimeni nu ție din buzunar. Acolo ajungi și ție te din buzunar și te lasă în drum, fără capiș. Și kto bude ca prezident și-o duma la narode? Если будет справедливость, будет все хорошо. И все. Tânăra generație a fost îndemnată să iasă cât mai activ la vot. Să intereseze, să citească, că toți după ce absolvesc ceva merg unde? Este hotare. Și să aducem acest viitor aici acasă, să meargă la vot. Идите, потому что это ихнее будущее. Это ихнее будущее, не моё, это ихнее. Пускай выбирают, как они хотят, пускай выбирают, не так. Чтоб пальцем вот того, нет. На совесть. Alegerile prezidențiale și desfășurarea referendumului constituțional vor avea loc pe 20 octombrie.